imagini filmate de operatorul nostru. Asta este faza la care s-a ridicat fanionul pe un atac al farului. Decizie corectă. Hagi protestează, depășește spațiul tehnic. Preparatorul fizic al celor de la Sepsi aruncă mingea în teren să se repună mai repede, probabil. Cumva de dinainte, pentru că este eliminat cineva de pe banca farului. Oricum, în final, în 5 de meci. Și acum începe schimbul de idei. Da, schimbul de idei. Și în momentul în care Antonio îl cheamă pe central și probabil că îi spune că schimbul de idei nu se poartă chiar așa în regulă. Da, a fost genul ăla de schimb de idei cu degetul în ochi. Da. Asta e că dacă e galben. Într-o fază, da, galben. Și după aia Hagi a primit cartonaș galben într-o prima fază, da. Și după aia, pe plecatele aia, arbitru aude ceva, probabil se întoarce și dă... Nu, pentru că Hagi continuă să aibă, după ce a primit cartonaș galben, să se certe cu cineva de pe banca lui Sepsi. Da, și atunci scoate cartonaș roșu. Da, ok, la Hagi este explicabil, sau imaginele explică, dar la Leo nu-mi dau seama de ce a dat roșu. Trăim într-o țară unde legea e făcută de arbitri, de Comisia Centrală a Arbitrilor. Mi s-a pus pumnul în gură la 4 cartonașe, stă nicăieri în Europa, nu există așa ceva. Niciodată nu o să pot fi judecat eu, la fel ca un antrenor de la CFR, de la Craiova, de la FCSB. Niciodată. Și această lege nu-mi dă dreptul să muncesc. Deci este o lege aberantă, nu știu de cine dată, habar n-am. Dar de la ce început? Arbitri, nu știu, n-am înțeles. Am cerut doar o explicație. M-am ridicat în picioare după ce a fost acolo ceva, după un faul sau ce a fost acolo, fără să spun nimic, fără să jignesc pe cineva, fără să am vreo, nici măcar n-am avut vreo remarcă la adresa cuiva. Atâta, sigur că Gică s-a ridicat de pe bancă și a spus Gică stă să stea pe banca lui acolo, că nu știu ce conflict avea cu cineva de la noi. Și atâta tot. Și domnul Andonie, care probabil din frica de a îi da cartonaș galben domnului Hagi, l-a chemat pe cojocarul să-mi dea și mie. Și l-am întrebat de ce, care este motivul? Niciun motiv, bineînțeles, pe ce motiv să spun. Mi-a fost frică să iau o decizie doar împotriva cuiva, asta mă grozav, o să stea în tribună. Mi se ia dreptul la muncă, în schimb domnul Andonie n-aude când un stadion întreg strigă împotriva unei etnii, totuși reprezentăm România, am reprezentat România, jucăm și noi în România, care e motivul pentru care n-aude? Astea sunt lucruri care nu le poate auzi. Se pare urât ceea ce se întâmplă, prea multă, știu, ură, prea multă, da, trăim în România. Pe ansamblu, arbitrajul la acest joc, cum vi s-a părut? Că aș putea genant. Spune că de ceva a fost frică, n-ați scăpat. Arbitraj jenant. Am atras atenția din timpul săptămânii. Jenant ca și mod de a arbitra. Nu din cauza arbitrilor am pierdut, bineînțeles. Cred că am fost, fără să-l supăr pe Gică, cred că am fost superiori farului astăzi. Ne-am creat în prima repriză foarte multe ocazii. Din păcate, n-am fost inspirați la finalizare. La singura nesincronizare, greșeală, lipsă de reacție, nici nu știu cum să o numesc, am luat un gol, după care sigur că un pic s-au schimbat, ca să spun așa, dar fără să fim puși în pericol. Dar ne-a lipsit după aia luciditatea, n-am mai avut jucătorii care să poată să facă mai mult. Suferim din punctul ăsta de vedere la lot. Dar asta e altă problemă. Aș vrea să vorbesc prea mult despre fotbal, că nu e de vorbit despre fotbal. E greu. Vreau și eu să fiu lăsat să muncesc, așa cum știu eu. Poate că noi fi, nu știu cum. Dar... Apropo de lot, Bărbuț, Aganović, Fulop, când îi vom vedea din nou? Greu de spus. Să-i luăm pe rând. Bărbuț, cât mai... Nu, e încă e accidentat. Aganović? Aganović sperăm să intre mai repede. Iar Fulop? Fulop la fel, nu știm. Deci chiar nu avem o măsură care să ne spună cam când ar putea să reintre. E o problemă, nu știu, un soi de criză așa
la echipă? Simțiți că nu trece echipa pentru o pasă bună, mai ales din punct de vedere mental? Nu trecem, pentru că v-am spus. Dacă nu suntem lăsați, nu avem cum să trecem pentru o pasă bună. Nu avem cum să trecem pentru o pasă bună, deranjăm probabil. Am atras atenția, am văzut, am luat 5 cartonașe galbene la contra Târgoviștei, în momentul în care noi am avut posesia 69%. Și luăm 5 cartonașe galbene. Cum, când avem mingea, accidentăm adversarii? E clar că există un curent împotrivă, dar ce să facem? Merităm soarta. Nervii au fost foarte întinși. Ce s-a întâmplat? Hai să o luăm de la început. Un meci, cum am zis, interesant, cu două echipe care caută să joace în față, să câștige. Știam că se va baza tot meciul pe tranziție. Fiecare adversar, eu zic că și fiecare echipă, când a avut minge, a jucat destul de bine. Fără minge, noi am muncit mai mult ca ei, am făcut lucruri mai bune. Am avut șansă, trebuie să recunoaștem că am avut șansă, mai ales prima repriză, pentru că ei au avut ocazii mari în prima repriză. Joc echilibrat, șansa de partea noastră, 1-0, suntem fericiți, victoria aduce încredere. Băieții sunt fericiți, ne aduce ce aveam nevoie, să avem încredere, să câștigăm, să adunăm puncte și victorile aduc multă încredere și grupul cred că din ce în ce în fiecare zi e mai puternic, ne vin și ceilalți băieți. Ușor, ușor așteptăm și ei să fie la nivelul celorlalți fizic, din punct de vedere fizic și ușor, ușor vom vedea unde ajungem. Suntem încă la început, fericiți de cum merg lucrurile, bucuros de publicul care a fost pe stadion, care ne încurajează, cred că e un jucător în plus pentru noi, care nu l-am avut până acum sau l-am avut, dar nu așa de bun până în momentul de față. Le mulțumim și terminăm cu partea mai puțin plăcută, care cu toții cred că am greșit în teren și noi am fost ultimii care am greșit, am fost eu și Leo și atunci ne asumăm și asta e. Da. Cu cine ați avut schimb de replici? Ei erau acolo, nu mai are rost, erau cu antrenorul, cu preparatorul de la ei, care a cerut penalti, care a ieșit de la bancă, ieșeau mulți de pe bancă și uite așa. Și după aceea am început să explici. Când explici, fiecare vine cu felul lui, am depășit puțin și plătim. Un roșu care vă va ține în tribună? Plătim, ce să facem, asta e, când greșești, plătești, dar sunt fericit și am încredere că o să fie jos și o să mergem înainte, încercăm să facem lucrurile împreună. Aioanii, v-a mulțumit? Sunt așteptări mari de la el? Nu știu, faceți voi. Eu zic că victoria a lui. Eu așa cred. A fost jucătorul numărul 1. N-a fost Pitu, a fost el. Astăzi. Pentru că el ne-a ținut acolo cu apărarea, cu cei din apărare care au jucat foarte bine. Și noi în atac am avut 2-3 ocazii și am marcat un gol. Că avem calitate, am început să avem și noi calitate în atac și am marcat. E bine că nu am luat gol, e bine că amândoi portarii n-au luat gol, înseamnă că azi e un lucru bun. Avem și pe al treilea pe Brănescu, deci acolo în spate stăm bine și în apărare și în poartă stăm bine deocamdată. Ați adus în atenția noastră un jucător de 15-16 ani, Sali. Vorbiți-ne un pic despre el. Doar a debutat, o să-l cunoașteți bine, eu îl cunosc destul de bine și veți auzi multe lucruri frumoase de el, și dar îl las pe el să vorbească în teren. Da, e un jucător talentat, foarte talentat, rar găsești ca el și o să avem grijă de el, să-l creștem cum trebuie și să-l aducem unde își dorește el. Dar trebuie să fie serios, am cuvântul părintelui că va fi serios și trebuie să am grijă de el, să-l fac cum trebuie. În runda viitoare se complică un pic lucrurile cu CFR? Nu, absolut. Întâlnim o echipă foarte bună, cea mai bună probabil de la noi, Iași și Steaua, cu lot foarte bun. Craiova la fel, sunt echipe puternice, dar mergem să ne jucăm șansa noastră, să pregătim bine meciul, plecăm cu șansa a doua, suntem la început, trebuie să construim o echipă, ei au o echipă omogenă, de mulți ani, sunt campioni, dar venim și noi cu încrederea care o avem și cu sperăm să găsim strategia corectă și jucătorii să se autodepășească în teren, să facă bine, pentru că vrei să faci rezultat la CFR, trebuie să marchezi. N-ai cum să speri la altceva, deci trebuie să ne ducem să jucăm, să marcăm și, bineînțeles, să nu luăm. Dacă luăm, atunci o să fie mai greu.